Bani de la Guvernul României pentru sprijinirea locuitorilor municipiului Drobeta, Turnu Severin. Peste 14 milioane de lei a trimis executivul în conturile primăriei ca sprijin pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, dar și pentru asigurarea continuării furnizării de agent termic în oraș. Consilierii locali s-au reunit pentru a prelua la bugetul local sumele de bani și pentru a vota rectificarea bugetară. La începutul acestei luni, Guvernul României a trimis în conturile municipalității severinene mai bine de 14 milioane de lei. O parte din această sumă va fi folosită pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, iar cea mai mare sumă va fi alocată pentru asigurarea termoficării municipiului Drobeta Turnu Severin. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local de anul 2020. Dacă sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Nu pot să nu recunosc că atunci când sunt lucruri bune, sunt primii bani care ne vin de la guvern în aproape un an și ceva. Aștia care ne-au venit azi ne ajută pentru cei cu persoanele cu dizabilități. Iar la căldură am primit 10 milioane pe care și pe aceea va trebui să, într-o ședință următoare, să îi dăm către SPAET. Deci, guvernul ne-a ajutat în această perioadă, nu cu cât am fi vrut noi, dar nici nu putem să nu recunoaștem că e un gest frumos și de apreciat. Sperăm să ne ajute și în continuare, dacă, după cum văd, va rămâne tot PNL-ul la guvernare. S-au primit peste 4 milioane de lei pentru plata persoanelor cu dizabilități și încă 10 milioane de lei pentru asigurarea agentului termic în Drobeta Turnu Severin. Cel care s-a implicat a fost deputatul Virgil Popescu, actual ministru. Eu îmi doresc ca el să rămână ministru și să ajute și județul și Drobeta Turnu Severin. Când ai totuși cineva cu care discuți, dacă e bine intenționat, nu contează partidul, e important să fie prezent și să sprijine comunitatea, pentru că de-aia îi trimitem acolo. Promisiunile care s-au făcut înainte de campanie electorală devin realitate, nu au fost doar promisiuni, ci sunt fapte, astfel că din acest punct de vedere severinii trebuie să stea liniștiți că vor fi bani pentru căldură și se va asigura agentul termic și în iarna aceasta cu sprijinul guvernului. Este important să remarcăm faptul că campania electorală s-a încheiat, alegerile s-au încheiat și e nevoie ca toată lumea să-și dea mâna, indiferent de opțiunea politică, pentru bunul mers al comunității. Cele două proiecte de rectificare bugetară supuse votului consilierilor locali au trecut cu unanimitate de voturi. Pe de altă parte, tot luna aceasta, consilierii municipali urmează să se mai întâlnească încă o dată pentru alegerea celor doi viceprimari.